Deputatul PSD Constantin Bârcă a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre pierderile bugetare suferite ca urmare a faptului că actualul guvern nu a aprobat încă de anul trecut Planul Național de Redresare și Reziliență. De asemenea, parlamentarul a vorbit despre acțiunile Ministrului Agriculturii și eliminarea restricțiilor în vigoare la vânzarea terenurilor agricole. Aș începe cu Programul Național, Planul Național de Redresare și Reziliență. Nici n-am început marea bătălie pentru a atrage fondurile europene și deja am pierdut 1,2 miliarde de euro. După cum știți, în anul 2020, România avea alocată prin PNRR suma de 30,4 miliarde de euro, pentru că această sumă a fost calculată în funcție de PIB-ul României din anul 2019. În 2021, România are alocați banii prin PNRR doar 29,2 miliarde de euro, ca urmare a scăderii PIB-ului în anul 2020. Cu alte cuvinte, dacă actualul guvern ar fi înțeles că ar fi trebuit să aprobe PNRR-ul încă de anul trecut, România ar fi avut la dispoziție 30,4 miliarde de euro, bani care ar fi putut fi folosiți pentru sănătate, infrastructură, agricultură, educație, dar pentru că nu ne-am grăbit, pentru că actualii guvernanți ne arată sunt incompetenți, o incompetență crasă. Astăzi vorbim deja de o pierdere de 1,2 miliarde de euro. Pentru că m-a frapat într-un fel declarația domnului ministru al fondurilor europene, Cristian Ghinea, aș vrea, dacă cu acordul noastră, să-mi permiteți să vă citesc din declarația dânsului, din PNRR, a treia variantă, pentru că, după cum știți, cele două variante au fost propuneri de PNRR, au fost respinse de Comisia Europeană. În 9 martie 2021, așa cum spuneam, domnul ministru Cristian Ghinea a făcut următoarea declarație. În urma negocierilor de succes avute anul trecut de Guvernul României și de domnul președinte Klaus Iohannis, România este unul dintre cei mai mari beneficiari acestui mecanism, primind o alocare consistentă de granturi și împrumuturi în valoare totală de 29,2 miliarde de euro. Această sumă a scăzut puțin față de prima iterație de alocări în urma recalculării scăderii produsului intern brut în anul 2020 în comparație cu media europeană. Știți că conform ordonanței de urgență numărul 155 din 3 septembrie 2020, de asemenea o să citesc, aveam alocați, așa cum a spus, 30,4 miliarde de euro, sumă destinată instrumentului de finanțare, mecanismul de redresare și reziliență, structurat sub formă de granturi, mă rog, investiții care urmeau să apară, să fie detaliate în PNRR. Deci, deja am pierdut 1,2 miliarde de euro ca urmare a incapacității guvernului. Al doilea subiect pe care aș vrea să vi-l prezint este următorul. La momentul acesta, de ieri, de fapt, a fost publicată pentru dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii o hotărâre de guvern referitoare la ajutoarele naționale tranzitorii, celebrele ANP-uri. Practic, sunt bani din bugetul statului, bani care vin în completarea fondurilor europene pentru subvențiile acordate în agricultură. Ca urmare acestei hotărâri de guvern, ANP-urile destinate fermierilor au scăzut cu 50%. Vorbim, practic, de undeva la 5-6 euro pe hectar pentru ANP-urile destinate sectorului vegetal, iar pentru sectorul zootehnic, undeva la 2 euro pe capă de animal. Se pune o întrebare firească și aș pune și eu, care este păcatul fermierilor, cu ce a supărat pe premierul Câțu, astfel încât fermierii sunt practic condamnați să ajungă în sapădele. Al treilea subiect pe care aș vrea să vi-l aduc la cunoștință se referă la
pierderea peste 10 miliarde de euro ca urmare a eliminării condiționărilor prevăzute de legea 175/2020 referitoare la vânzarea terenurilor agricole. Cu alte cuvinte, prin această lege 175 promovată de Partidul Social Democrat, apărea câteva condiționări în vânzarea terenurilor agricole și anume, câteva din ele aș vrea să vi le spun acum, o persoană putea achiziționa, cumpăra teren agricol în România dacă făcea dovada că are rezidență sau domiciliu în România cel puțin cu 5 ani în urmă și, bineînțeles, terenul achiziționat să nu-l vândă doar după 8 ani de zile să aibă acest drept. Cu alte cuvinte, erau eliminații sansarii de terenuri. V-aș pune o întrebare și o întrebare logică și firească, spun eu, dacă aceste restricții, condiționări ar fi eliminate și se pare că vor fi eliminate pentru că 61 de deputați și senatori din arcul de guvernare au depus la momentul acesta un proiect de lege la Camera Superioară în Senatul României vizând tocmai eliminarea acestor condiții. Cred că urmează și ne vom trezi, Doamne ferește, ca în câțiva ani de zile o bună parte din terenul pe care astăzi îl avem, teren pe care îl avem ca urmare a muncii tuturor românilor de secole, să ne trezim că terenul nostru rămâne necultivat, astfel încât noi, România, să devenim o țară care vom consuma produsele din străinătate. Cu alte cuvinte, siguranța alimentară a românilor este pusă sub semnul întrebării. Al patrulea subiect pe care aș vrea să vi-l aduc în atenție se referă la neplata cadrelor medicale care care la momentul acesta lucrează în centrele de vaccinare pentru că, conform ordonanței numărul 3 din 2021, toți medicii, asistenții, registratorii medicali ar fi trebuit să fie plătiți în plus, dar în această ordonanță se specifică clar cu excepția personalului delegat ori detașat. În schimb, erau plătiți cei din centrele de vaccinare din sistemul privat. Așa, o diferențiere între medicii, asistentele, registratorii medicali care lucrează în centrele de vaccinare aparținând de sistemului de stat versus angajații din spitalele din mediul privat. Au vrut totuși să prin ordonanța 7 din luna februarie anul acesta au vrut să elimine acest neajuns, însă au făcut mai mult rău pentru că nici orele suplimentare pe care acest personal medical l-au lucrat nu au reușit să introducă baza legală astfel încât să primească banii pentru orele suplimentare pe care le-au făcut, nici timp liber nu își pot lua, având în vedere că suntem în această mobilizare maximă, pentru că știm cu toții, urmează valul 3 pandemic. La momentul acesta nu știm câte paturi în ATI avem. Ministrul Sănătății la momentul acesta a trimis controlul Inspecției Sanitare de Stat pentru a vedea care este realitatea. Un lucru pe care aș vrea să vi-l aduc la cunoștință este următorul. Știm că domnul colonel Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, îndreaptă acuzator degetul către Ministrul Sănătății. Cu alte cuvinte, moțiunea simplă pe care Partidul Social Democrat a depus-o nu de mult împotriva Ministrului Sănătății era și eu consider că este în continuare pe deplin justificată. Dacă doriți documentele după care m-am inspirat, să vedeți că tot ceea ce v-am spus este adevărat, la final o să vi le pun la dispoziție. Dacă aveți întrebări, vă rog să mi le adresați. Vă răspund cu drag la întrebarea dumneavoastră. Chiar vreau să o fac, dar profit de
prilejul pe care mi-ați adresat această întrebare. Știți, săptămâna aceasta m-am întâlnit cu colegi de-ai mei din Parlamentul României și sunt în arcul guvernamental, sunt la guvernare, sunt călărășeni. Am profitat de ocazie și am întrebat de ce nu au votat despăgubirile pentru secetă, pentru culturile înghețate în primăvara anului trecut. Și nu mă așteptam la acest răspuns, pentru că au râs și chiar au fost ironici. Asta înseamnă că ceea ce au promis în 2020 în campania electorală au fost doar promisiuni electorale, iar acum vedem rezultatul sau le vedem adevărata față. De asemenea, am încercat cu a doua întrebare. M-am referit la anexa 703, cea care a fost votată odată cu votul dat bugetului de stat, în care știți că este o sumă colosală, banii care au fost împărțiți conform algoritmului politic pentru partidele aflate la guvernare, le știți care sunt, dar din localitățile beneficiare ale banilor din această anexă lipsesc localitățile din județul Călăraș. Cu alte cuvinte, Călărașul nu este parte în acea anexă. Și am întrebat de ce nu au reușit sau de ce n-au încercat, de ce n-au făcut ca și OAT-urile, fiere chiar și ale Partidului Național Liberal, să regăsească acolo. Că până la urmă nu contează atât de mult dacă vreo localitate, fie PNL, PSD sau ce o fi, beneficiază de bani, pentru că toți suntem călărășeni. Și mi-am spus că nu au putut. Ca să vă răspund direct la întrebarea noastră, vă spune că chiar astăzi la Partidul Social Democrat o să aibă loc o întâlnire cu Departamentul Tehnic pe Agricultură, la care sunt invitați și parlamentarii, o întâlnire cu patronatele și sindicatele reprezentative din agricultură, iar problemele pe care vi le-am spus la începutul conferinței de presă vor fi abordate acolo și cu siguranță sunt soluții, eu le știu o parte din ele, probabil altele vor emana în urma discuțiilor de astăzi. Cred că se vor concretiza, asta este părerea mea, cu o moțiune simplă adresată împotriva Ministrului Agriculturii, pentru că eu nu înțeleg și cred că nici fermierii nu înțeleg de ce nu au vrut să acorde acele despăgubiri de secetă, de ce au scăzut la jumătate ajutoarele naționale tranzitorii, atât în sectorul vegetal cât și în cel zootehnic. Ei au spus că nu există bani. Eu vă spun că, așa cum vedem, anul acesta este un an promițător, este un an bun agricol, cel puțin până la momentul acesta, în comparație cu anul agricol din 2020. Iar producția în plus cu banii, dacă ar fi venit pe aceste despăgubiri, oamenii ar fi putut, fermierii, ar fi putut să achiziționeze inputurile, ar fi făcut însămânțările culturilor agricole la timp, în perioada optimă, astfel încât ar fi adus plus valoare, iar taxele și impozitele percepute ca urmare a vânzării acestor producții mari, ar fi făcut ca acei bani practic să fie recuperați în anul acesta prin taxe și impozite. Deci, doar un aspect cu privire la recuperarea banilor, dacă ar fi înțeles să-i acorde pentru despăgubirile de secetă, este acesta și, bineînțeles, ceea ce v-am spus, pregătirea lor sau lipsa de intenții bune, nu știu cum să mă exprim exact, dar faptul că nu au aprobat Planul Național de Redresare și Reziliență anul trecut și nici acum nu este, suntem la a treia formă a acestui PNRR, a făcut să pierdem la momentul acesta din start 1,2 miliarde de euro. Iar doar câteva exemple.